Cum s-a întâmplat accidentul? Deci evenimentul rutier s-a produs pe fondul unei adaptări vitezei pe un carosabil acoperit cu umezeală, apă, afară plouă, conducătorul auto n-a dat viteza și în curbă, a derapat și s-a răsturnat în șanțul din partea dreaptă a sensului său de mers. Avea viteză mare? Nu pot să stabilesc eu ce viteză avea, dar... Din spusele lor? Din spusele lor, nu a adaptat-o la condițiile de drum. Au existat victime sau cineva a ajuns la spital? Nu au fost victime omenești, doar pagube materiale. Câți pasageri au fost? Doi pasageri, conducător auto și soția acestuia. Dar așa... ...kilometrică DN5, km 50 plus 100.